Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a celor candidați care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să vă prezinte oferta electorală pe care o au pentru următorii 4 ani, asta în cazul în care dumneavoastră le veți oferi votul de încredere pe data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare. Astăzi, alături de mine, este domnul Robert Eugen Mujic, candidat al Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit atât pe dumneavoastră cât și telespectatorii dumneavoastră. Cum a trecut așa, au trecut câteva zile din această campanie electorală, cum a simțit pulsul și al străzii, al oamenilor cu care v-ați întâlnit și știu că ați parcurs așa o mare parte din județul Hunedoara și dumneavoastră și echipa pe care o propuneți pentru Consiliul Județean Hunedoara, dar și în ceea ce vă privește din postura de candidat? Într-adevăr, exact cum vă spuneam, străbat județul de la un capăt la celălalt, discut cu oamenii, identific problemele, de fapt sunt identificate deja problemele cu care se confruntă, găsim soluții, venim cu proiecte noi pentru județul Hunedoara, iar exact cum spunea și dumneavoastră, acum câteva zile am avut o vizită importantă în județ a domnului președinte PMP, domnul europarlamentar Eugen Tomac, cu care am avut câteva întâlniri în județul Hunedoara, atât în Deva, cât și în Hunedoara, și în alte localități, unde la întâlnire cu cetățenii au expus exact situația cu care se confruntă județul Hunedoara în acest moment. Adică o situație destul de gravă în ceea ce privește investițiile, o situație destul de gravă în ceea ce privește nivelul de salarizare, o situație gravă în ceea ce privește domeniul sănătății, iar noi ca și candidați am venit cu soluții concrete pentru aceste situații care ne-au fost prezentate. Domnul Tomac ne-a asigurat de toată susținerea dânsului pentru județul Hunedoara, pentru tot ceea ce înseamnă investiții în județul Hunedoara. Dânsul este și candidat la europarlamentare pe un loc eligibil, deci vom avea un europarlamentar al nostru în Parlamentul European care ne va susține și se va zbate și se va lupta pentru noi, pentru județul Hunedoara, pentru a putea să atragem cât mai multe proiecte și investiții. Avem sprijinul colegilor din Alianța Dreapta Unită care sunt alături de noi și prin europarlamentarii USR și cei ai Forței Dreptei, pentru că totul se face în echipă, totul se face și construim în această alianță a Dreptei Unite pentru județul Hunedoara și pentru România. Sunt convins că din data de 9 iunie toți cei care vor vota Alianța Dreapta Unită vor avea în noi un pilon de susținere al moralității, integrității, al oamenilor care vor, într-adevăr, să schimbe și să facă ceva pentru țară și pentru județ. Din punctul meu de vedere, suntem singura alianță și formațiune de dreapta care putem să reprezentăm cu cinste, onoare și demnitate tot ceea ce înseamnă mediul și cetățenii din județul Hunedoara. Eu, prin aceste proiecte care le-am expus și pe care le voi mai expune în fața dumneavoastră, încerc să acoperim o arie cât mai largă din problemele cu care dumneavoastră, cetățenii județului Hunedoara, vă confruntați în momentul de față. Știu că sunt foarte multe probleme, știu că sunt foarte multe situații, știu că există foarte multă nemulțumire din partea dumneavoastră, știu că spuneți că politicienii nu sunt poate foarte bine implicați, nu sunt foarte bine angrenați în ceea ce înseamnă problemele dumneavoastră.
Dar în noi, cei din Alianța Dreapta Unită, chiar aveți un sprijin, aveți un pilon pe care puteți să contați și pe care puteți să vă bazați în continuare pentru cel puțin 8 ani de zile, nu pentru 4 ani de zile. De ce ar crede oamenii că sunteți diferiți față de ceilalți politicieni? Pentru că spuneați puțin mai devreme, cumva părerea oamenilor a fost formată în timp, ce-i drept, cumva că toți politicienii sunt la fel. Sunt hoți, asta era cuvântul care îmi spuneau, toți fură toată lumea dintre nu politicieni. Nu aș generaliza. Da, eu ceea ce spun cetățenii, nu ce spun eu. Deci cetățenii spun și din cauza unor situații care au fost de-a lungul anilor cu politicieni implicați în tot felul de afaceri dubioase și în tot felul de lucruri care nu erau foarte ortodoxe, să spunem așa. Lucruri care au fost dovedite. Dovedite, da. Lucruri care ne-au făcut ca cetățenii să ne catalogheze pe toți într-un anumit fel. Acum, prin discuțiile care le avem cu cetățenii, și-au dat seama că, într-adevăr, nu există pădure fără uscături, dar nu înseamnă că toți pomii sunt uscați din pădure. Și atunci noi venim cu alternativa frumoasă a acestei situații, prin care noi le expunem că există și politicieni care chiar își doresc să facă și, cum este cazul meu și al colegilor mei, care venim în fața cetățenilor cu chestii concrete, clare, și noi nu facem politică doar de dragul de a face politică. Noi în 4 ani de zile am fost în mijlocul cetățenilor. Noi 4 ani de zile am stat alături de cetățeni. Nu doar acum, înainte de campanie sau în precampanie, am fost alături de cetățeni și am venit ca să discutăm cu ei. Noi am avut întâlniri în tot, pe decursul acestor 4 ani care au trecut, noi am avut întâlniri cu cetățenii, cu mediul de afaceri. Nimeni nu a avut întâlniri cu mediul de afaceri mai mult decât am avut noi. Am încercat să deslușim tot ceea ce înseamnă probleme legate de finanțări, legate de taxe, de impozite, de salarizare. Mediul de afaceri a venit și ne-a sugerat lucruri concrete și clare cu care putem să venim noi către parlamentarii noștri pentru a putea să modifice anumite aspecte din legislație prin Parlamentul României. Pentru că noi, prin ceea ce facem noi, trebuie să venim în sprijinul cetățenilor. Iar mediul de afaceri este foarte important. Dacă îi creezi un mediu propice de dezvoltare a unei afaceri, acel antreprenor poate oferi salarii decente și poate chiar mult mai bune decât în momentul de față, poate veni cu un pachet motivațional salarial pentru oameni și atunci nivelul de trai al zonei unde dânsul își face investiția va crește. Pentru că în jurul unei investiții majore se pot dezvolta și alte afaceri mult mai micuțe care să sprijine această investiție. Iar noi ca și politicieni, și eu am avut întâlniri, cred că cel puțin 15 întâlniri am avut cu reprezentanți ai mediului de afaceri din județul Hunedoara, cu care am discutat, am aflat doleanțele, am aflat problemele cu care se confruntă și prin anumiți parlamentari ai noștri am încercat să găsim soluțiile pentru a putea să fie introdus în legislație acele lucruri care ne-au fost sesizate. Iar în momentul de față, v-am spus, este foarte important ca nu doar în campania electorală să fim alături de cetățeni. Nu doar acum să venim să cerem votul și să spunem aveți încredere în noi odată la 4 ani. Noi nu. Noi, cei din Dreapta Unită și eu din PMP, am fost tot timpul alături de cetățeni. Și voi fi în continuare. Voi fi același Robert Mușii care am fost și până acum, omul care a venit și a stat de vorbă cu toată lumea, a discutat cu toată lumea, am aflat problemele și am găsit soluții la ele. Este foarte important să putem să fim alături de cetățeni. Este foarte important să putem să găsim soluții împreună cu factorii decidenți din județ pentru a putea să le și rezolvăm aceste situații cu care dumneavoastră vă confruntați. Când au fost inundații, am fost alături de oameni. Când au avut probleme în anumite zone, am fost alături de cetățeni. Pentru că acești cetățeni ne-au solicitat tot timpul sprijinul. Iar noi, repet, nu odată la 4 ani venim în fața dumneavoastră. Mulți v-am spus, mă cunoașteți, mulți mă știți, mulți știți că am fost alături de dumneavoastră și voi fi în continuare, pentru că în mine veți găsi tot timpul un pilon de încredere, un om care ceea ce face, promite, face și rezolvă situațiile,
în posibilitățile care le avem în momentul de față. Cât de importantă este această relație între un reprezentant al Consiliului Județean, al administrației publice locale, județene și cetățeni? E importantă această relație între este, din punctul meu de vedere, este foarte importantă această relație între cetățeni și un reprezentant al Consiliului Județean. Pentru că prin cetățeni noi aflăm, de fapt, problemele cu care se confruntă județul nostru. Ne-au fost sesizate probleme de infrastructură, probleme din învățământ care au fost, probleme din sănătate, cum v-am spus și în alte emisiune, problema cu care se confruntă cei din zona Călan și zona Ilia, cu centrul de permanență, cu centrul de urgență, unde lipsa medicilor afectează foarte mult cetățenii din zonele respective. Noi, prin acest dialog permanent care îl avem cu cetățenii din județul Hunedoara, identificăm tot ceea ce înseamnă probleme și situații cu care dânsii se confruntă. Găsiți și soluții la aceste probleme? Asta e foarte important. Asta vă spuneam, că prin prisma noastră ca și consilieri județeni și ca și viitor președinte al Consiliului Județean Hunedoara, voi fi alături de cetățeni, voi identifica în continuare situațiile cu care se confruntă și sunt convins că vom găsi soluții pentru fiecare situație care va apărea sau care a fost și am găsit soluții la aceste situații. Am vorbit cu preoți care au avut probleme și situații care s-au confruntat, mă rog, probleme la biserici, care am găsit soluții pentru dânsii. Am descoperit tot felul de situații neplăcute în Valea Jiului, prin care am venit cu ele în fața Consiliului Județean și le-am găsit rezolvare. V-am spus, au fost problemele cu inundațiile, când eu personal i-am prezentat președintelui Consiliului Județean situația care era în zonele respective și am făcut tot ceea ce s-a putut pentru a găsi soluții să-i ajutăm pe oameni în situația grea prin care treceau în momentul respectiv. Plus multe alte și alte situații în care am intervenit, nu le-am spus, nu am venit cu ele în presă să le facem publice, pentru că nu am considerat că este necesar să venim și să spunem, știți, Robert Mușic a făcut asta, știți, Robert Mușic a făcut asta. Nu, eu consider că cetățenii sunt cei care știu ceea ce am făcut, ceea ce facem și știu că ceea ce promitem vom face în continuare și ne vom ține de promisiunile care le facem. Nu doar acum în campania electorală. Pentru că noi v-am spus, noi suntem alături de cetățeni nu doar în aceste două luni de campanie și de precampanie. Noi suntem alături de cetățeni 4 ani de zile. 4 ani de zile, în fiecare săptămână am avut audiențe la birourile mele de audiență de consilier județean, unde am discutat cu oamenii. În acești 4 ani de zile am fost în mijlocul cetățenilor. Eu vreau să fiu un președinte altfel, un președinte, să spun așa, cu un consiliu județean mobil, prin care să nu mai vină cetățenii la Consiliul Județean și să mă deplasez eu cu o parte din echipa mea la fața locului, să identificăm situațiile și să găsim soluțiile. Nu voi fi un președinte al Consiliului Județean de birou. Voi fi un președinte al Consiliului Județean cu un Consiliu Județean mobil, prin care vreau să fiu în fiecare zonă. Da, luăm colegii de la urbanism, luăm colegii de la investiții, luăm colegii de la economic, haide să găsim soluții, să mergem noi la cetățeni, pentru că sunt oameni care poate sunt în vârstă, nu se pot deplasa, este greu să ajungă până la Deva, la Consiliul Județean, au tot felul de situații. Și atunci haideți noi să ne deplasăm la aceste persoane să discutăm. Haideți noi să nu mai chemăm noi mediul de afaceri să vină la Consiliul Județean. Haideți ca noi, eu ca și președinte, viitor președinte al Consiliului Județean Hunedoara, merg eu la mediul de afaceri, discut cu ei, vin eu în Valea Jiului, cu oamenii de afaceri din Valea Jiului, cu oamenii de afaceri din zona Bradului, cu oamenii de afaceri din zona Hunedoarei, Oreștiei, Hațegului. Deci vin eu la dumneavoastră, vin să discutăm, să vedem noi ca și Consiliul Județean ce putem să facem pentru dumneavoastră ca să vă puteți dezvolta afacerea. Prin pârghile care le vom avea, prin europarlamentarii noștri, prin parlamentarii noștri, eu cred că vom putea să găsim soluții la orice situație cu care acest mediu de afaceri se confruntă. Pentru că mediul de afaceri este motorul unei economii. IMM-urile sunt motorul unei economii, iar noi,
prin acest demers trebuie să îi susținem cât putem de mult. Iar eu, ca și viitor președinte al Consiliului Județean Hunedoara, voi face tot ceea ce îmi stă în putință, exact cum scrie și în jurământ, tot ceea ce îmi stă în putință, ca aceste lucruri care le promitem și le discutăm acum în campania electorală să fie îndeplinite. Iar mediul de afaceri și cetățenii județului Hunedoara să găsească în noi, cei de la Alianța Dreapta Unită și în mine ca și președinte, viitor președinte al Consiliului Județean Hunedoara, un stâlp, un pilon de încredere. Vedeți dumneavoastră, în momentul când construiești ceva, trebuie să ai o bază solidă. Noi asta facem în momentul de față. Construim o bază solidă. Iar această bază solidă va putea să fie pornirea unei noi reconstrucții a județului Hunedoara. Pentru că avem nevoie să dezvoltăm în continuare infrastructura, avem nevoie să dezvoltăm în continuare învățământul, avem nevoie să dezvoltăm în continuare sănătatea, avem nevoie să dezvoltăm în continuare un mediu propice de afaceri, avem nevoie de cetățeni pentru a putea să reclădim, să reconstruim acest județ al nostru. Este un județ minunat, este un județ plin de resurse, este un județ în care se pot face foarte multe lucruri bune și frumoase, dar împreună, nu doar noi, împreună vom putea cu cetățenii, cu colegii care vom fi în Consiliul Județean, pentru că știți cum este, campania electorală se încheie, iar noi trebuie să fim, să rămânem aceiași oameni vertical, cu coloană vertebrală, care să ne unim toți de la toate formațiunile politice și să lucrăm în sprijinul și în spiritul cetățeanului. Indiferent de coloratura politică. Pentru că această campanie se încheie. Acum toată lumea vine și spune foarte multe lucruri. Dar să nu uităm că există viață și după 9 iunie. Să nu uităm acest lucru, pentru că noi va trebui să ne punem toți factorii politici și decizionali ai județului la masă și să găsim soluțiile care sunt cele mai bune pentru cetățeni. Acest lucru vreau să-l fac eu, ca și viitor președinte al Consiliului Județean, să adunăm toți factorii politici, indiferent că este PNL, că este PSD, că este AUR, că este altă formațiune politică, toți cei care vom fi în Consiliul Județean, va trebui să ne unim forțele pentru a putea să dezvoltăm acest județ minunat al nostru. Ați enumerat foarte multe propuneri și soluții cu care veniți în fața hunedorenilor, doar că unii dintre ei poate vor spune, în urma ceea ce ați enumerat dumneavoastră astăzi aici, că funcția schimbă omul. Poate odată ajuns în această funcție de președinte al Consiliului Județean, nu veți mai pune în aplicare poate toate aceste lucruri, adică să mergeți înspre cetățeni acolo unde ei au nevoie, fie că vorbim de Valea Jiului, de zona Pradului și toate celelalte zone din județul Hunedoara, fie că spuneați puțin mai devreme și de mediul de afaceri înspre care vă doriți să mergeți dumneavoastră, nu neapărat să așteptați să cadă din cer ceva, doar că poate funcția schimba omul. Să știți că pe mine nu m-au schimbat niciodată funcțiile. Fac politică de peste 25 de ani. Am fost, v-am spus, atât în politică cât și în mediul de afaceri de foarte mult timp. Iar știu că undeva acolo sus, când ajunge aerul, este foarte rarefiat. Și într-adevăr, la unii politicieni li se urcă la cap și ei cred că sunt mici Dumnezei pe pământ. Dar să nu uităm că Dumnezeu este unul singur și este acolo sus în cer și ne ocrotește pe toți. Aici pe pământ toți suntem muritori. Iar noi, ca și oameni muritori pe acest pământ, suntem vremelnici. Și trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce facem. Noi trebuie să fim ancorați în realitate, să fim ancorați, să rămânem cu picioarele pe pământ, exact cum spunea și dumneavoastră, funcția sau funcțiile sau indiferent ce vei fi, trebuie să rămâi același om. Iar eu am demonstrat în anii trecuți că am rămas același om și dacă am fost consilier județean și dacă am avut anumite funcții politice, nu m-am schimbat și nu mă voi schimba niciodată. Pentru că asta pleacă din educația din familie. Familia mea și părinții mei, bunicii mei m-au educat foarte bine. Am fost crescut cu credință în Dumnezeu și asta spune totul.
Nu te vei schimba niciodată dacă ești un om foarte bine ancorat în realitate și ai rădăcini foarte puternice. Iar nu mă consider un om puternic și un om cu rădăcini puternice și de aici știu ce am de făcut. De aceea v-am spus că eu am mers în sprijinul oamenilor de afaceri. Eu am mers la întâlniri cu dânsii. Eu am mers la întâlniri cu medici. Nimeni nu știe, vă spun în premieră. M-am întâlnit cu medici din mai multe zone din județ pentru că m-a interesat să iau situația și răspunsurile la problemele cu care se confruntă sistemul medical din județul Hunedoara și nu numai din județul Hunedoara, direct de la o sursă care este cea mai îndreptățită să ne spună acest lucru, adică medicii. De aceea v-am spus, am discutat și cu mediul de afaceri, cu antreprenorii. De aceea, săptămâna aceasta voi avea o întâlnire cu profesori. Cu profesori din Valea Jiului, profesori din zona Hațegului și profesori din zona Devei și Bradului. Oameni care vreau să discut cu dânsii situațiile care se confruntă învățământul în ziua de astăzi. Atât învățământul special, cât și învățământul gimnazial și liceal. Pentru că este foarte important să avem o populație sănătoasă și o populație foarte bine educată și învățată. Pentru că, mă repet, școlile de meserii trebuie reînființate obligatoriu, pentru că nu mai avem sudori, nu mai avem electricieni, nu mai avem instalatori și multe alte meserii care sunt pe cale de dispariție. De ce? Pentru că în sistemul de învățământ nu s-a făcut până în momentul de față această, să spunem, conexiune între mediul de afaceri și școli. Sunt câteva societăți, și asta o știu din mediul de întâlnire cu oamenii din mediul de afaceri, care au sponsorizat anumite clase pentru a-și putea crea viitorii lor angajați în fabricile care le dezvoltă în județul Hunedoara. Iar eu vreau ca aceste școli de meserii, cum au fost la Călan, cum au fost la Hunedoara, cum au fost în Valea Jiului, să încercăm să le reactivăm, să încercăm să nu mai avem doar această diferență între clasa de sus și cea de jos. Să rămâne clasa de mijloc, care este foarte importantă pentru noi. Pentru că, de fapt, aici este susținerea unei economii. Iar noi, prin susținerea învățământului, care vrem să o facem prin proiectele noastre, este tocmai dezvoltarea acestei clase de mijloc prin meseriile care au fost lăsate deoparte și nu au mai fost pus așa mult accent pe dezvoltarea acestor ramuri. În cazul în care în data de 9 iunie hunedorenii vă vor oferi acest vot de încredere și veți ajunge să ocupați această funcție de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, care vor fi prioritățile pe care le veți avea sau prioritatea numărul 1, să spunem, din această postură? Eu sunt convins că în 9 iunie hunedorenii îmi vor acorda acest vot pentru mine și pentru Alianța Dreapta Unită, pentru că suntem singura alternativă de dreapta care a mai rămas în această țară și în acest județ. Restul nu mai există. Este dreapta unită a noastră și restul este comasarea celorlalte partide. Dar ele există. Ele există, dar nu mai când se amestecă stânga cu dreapta, știți, iasă așa un amalgam de nu știu ce, să nu spunem ceva care să nu fie la locul lui. Cetățenii au nevoie de o dreaptă unită și aceasta o găsesc în ADU, la noi. Alianța Dreapta Unită este singura alternativă de care aveți nevoie în momentul de față. Și credeți-ne că în noi găsiți un sprijin adevărat și real. Spuneați de priorități. Prioritățile mele sunt, în primul rând, v-am spus, atragerea de investiții majore în județul Hunedoara. Pentru că dacă atragem investiții majore în județul Hunedoara, vrem să înființăm un nou parc logistic inteligent. Vrem să înființăm în zona Văii Jiului mini parcuri industriale, pentru că putem să le gestionăm mult mai bine. Putem, și am aici o listă foarte mare cu foarte multe lucruri care vreau să le fac, dar v-am spus, timpul este așa de scurt uneori că parcă zboară prea repede. În
Ceea ce înseamnă investițiile în aceste mini-parcuri industriale, în parcuri industriale inteligent, care vrem să vină firme mari, cum a fost cea de la Simeria, care din păcate a plecat pentru că nu a găsit înțelegerea și mediul propice pentru a-și dezvolta afacerea la noi. Vedeți, acest lucru nu trebuie să se mai întâmple la noi în județul Hunedoara. Au fost trimise către anumite administrații publice locale din județ anumite o scrisoare de intenție a unor firme care vroiau să vină să investească. Știți câte au răspuns? Câte? Una singură. N-am să dau exemplu că nu vreau să-i fac rău primarului. Ce care una singură. Explicația, credeți? Explicația este dezinteresul de a veni și de a acorda, nu știu, anumite dezinteres facilități. Din partea cui? Din partea autorităților. Iar acest lucru, când voi fi președintele Consiliului Județean, nu voi mai permite acest lucru. Orice investitor și orice persoană, care antreprenor, care dorește să vină să investească în județul Hunedoara, ne vom pune la masă și vom găsi soluția cea mai bună pentru a-l ajuta și a-l sprijini pentru a veni să-și dezvolte afacerea la noi aici. Pentru că va crea 50-100 de locuri de muncă. Va crea poate alte mici afaceri în jurul fabricii care vor lucra pentru piese de schimb pentru ei. Vom găsi tot felul de soluții, pentru că v-am spus, în echipa mea sunt specialiști, atât în domeniul medical, ingineri, economiști, strategi în dezvoltarea, ce înseamnă în dezvoltarea comunităților și în dezvoltarea Consiliului Județean. Adică noi nu vom fi un Consiliu Județean ca și în momentul de față să stăm doar în birouri și să se muncească doar din birouri. Haideți să ieșim între oameni, haideți să mergem să identificăm tot ceea ce e de identificat și să găsim soluțiile necesare. Mai avem o prioritate foarte importantă, care este sănătatea. Vom continua investițiile pe toate secțiile Spitalului Județean. Vom încerca să găsim o soluție și pentru Călan și pentru Ilia. Pentru că de atâția ani ne scârpinăm puțin invers și tot dăm vina pe medici, dăm vina pe administrația locală, găsim tot felul de scuze. Nu mai trebuie să găsim scuze, trebuie să găsim soluții. Să găsim soluții, să vedem cu soluții concrete că nu vin medicii. De ce nu vin medicii? Haideți să vedem de ce nu vin medicii. Haideți să găsim soluția pentru a atrage pe acești medici, oferindu-le o locuință, făcându-le anumite facilități pentru a veni să stea și la Călan. La Călan a fost spital. Acum nu mai este. Deci la Ilia, soluții și în la Ilia, bineînțeles. V-ați enumerat câteva dintre ele. Iată, o locuință pentru acești medici. Locuințe, să le găsim o motivație salarială mult mai bună pentru a putea să-i motivăm să rămână în zona respectivă. Să găsim tot felul de soluții pentru asistente, pentru medici, pentru a putea să dezvoltăm și aceste zone. Nu putem să lăsăm o zonă cum este Călanu sau Ilia, să o lăsăm așa, știți, în voia sorții. Nu ne putem juca cu viața oamenilor. Până ajung la spitalul din Hunedoara sau din Deva, deci pot să-și piardă viața. Eu nu-i vreau acest lucru. Deci v-am spus, mediul de afaceri, învățământ, sănătate, deci sunt priorități ale noastre, plus v-am spus turismul. Turismul este o altă prioritate a noastră, prin care vrem să punem mult mai mult în valoare, atât la nivel național, cât și internațional, ceea ce avem noi în județul Hunedoara. Noi avem aici mine de aur și mă refer aici la cetățile dacice, la Castelul Corvinilor. Castelul Corvinilor, care are aproape 1 milion de vizitatori pe an. Gândiți-vă dumneavoastră ce impact are asupra bugetului local. Ce impact are asupra punerea în valoare da, acestui moment. Da, dar vrem și la nivel internațional să se facă acest lucru. Vrem să găsim o strategie mult mai amplă de promovare a județului. Vrem să găsim o strategie mult mai amplă de promovare a parcurilor industriale, a zonelor noastre, pentru a putea să atragem acei investitori care să vină în județul Hunedoara. Pentru că este foarte important
să creăm un mediu propice, adică când spui la cineva Hunedoara, să știe, da, acolo administrația județeană mă sprijină, este alături de mine, găsim soluțiile împreună și tot ceea ce ne-am propus, aici vom găsi un sprijin total din partea administrației pentru a putea să dezvoltăm o investiție mare și puternică și durabilă pe următorii 15-20 de ani în județul Hunedoara. Pentru că asta ne dorim foarte mult, să dezvoltăm acest județ, să mergem înainte, să putem să fim acolo unde ne este locul, în fruntea județelor din România. În final de emisiune, pentru că am ajuns... A și trecut deja așa repede. A și trecut deja exact această emisiune. O să vă rog să le transmiteți un mesaj hunedorenilor, acelora care își doresc să vină în sprijinul dumneavoastră și cumva să facă echipă cu dumneavoastră. Deci eu consider că singura alternativă pentru dumneavoastră în 9 iunie este Alianța Dreapta Unită. Este alianța care ceea ce promite face, alianța care prin mine, ca și viitor președinte al Consiliului Județean, va fi alături de dumneavoastră, va fi un pilon puternic pentru dumneavoastră și vom găsi soluții la toate problemele cu care dumneavoastră vă confruntați. Alegeți cu încredere Alianța Dreapta Unită și alegeți cu încredere un președinte al dumneavoastră pentru Consiliul Județean, Robert Mujic. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes vă dorim. Mulțumesc frumos și dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!